Aș vrea în această dimineață să-i mulțumesc mamei mele că m-a făcut așa frumoasă și lui Alex Peptanariu că m-a făcut așa frumoasă și lui Ilie, colegul nostru care mi-a descântat și mi-a zis de deoc și mi-a trecut, mă simt mai bine, sunt pregătită pentru următoarele informații pe care le avem pregătite pentru voi. Vorbim și despre latura aceasta a stomatologiei, dar avem și un invitat patruped mai departe. Până una alta, totuși, Valentin, cred că tu mai ai câteva lucruri de spus și de povestit. Să știi că nu te-am deocheat eu, pentru că cred că cineva ne-a deocheat pe amândoi, că și eu zic, dar la mine n-a venit Ilie să mi descânte. În fine, aștept și eu. Până în alta, hai să vedem și ultimul calup de știri de astăzi. Am mers mai întâi extern, apoi intern. Acum hai tot în plan extern să mergem puțin cu știrile. Caz șocant în Italia. O fetiță nou-născută a ajuns de urgență la spital după ce s-a făcut o încurcătură, iar în loc de apa pentru botez a ajuns acid în cristelniță. Fetița de 8 luni era ținută în brațe de nașul ei, care a simțit cum îi ard mâinile după ce câteva picături de lichid i-au ajuns pe piele. O zi festivă, un botez era pe punctul de a se transforma într-o tragedie pentru o familie din Villafranca Tirena, în provincia Messina, care urma să-și boteze fetița de 8 luni. Bebelușul era ținut în brațe de nașul ei, care urma să primească apa purificatoare în cristelniță de la preotul care oficia ritualul religios. Picăturile turnate dintr-o sticlă plină cu apă au aterizat pe mâinile bărbatului, care a simțit imediat o senzație de arsură și și-a dat seama că apa din sticlă nu era apă. Din nefericire, bărbatul ars de lichid a dat peste recipient, iar apa amestecată cu acidul arzător a aterizat și pe gâtul copilului. Imediat în biserică s-a declanșat panica, iar familia s-a grăbit la spital cu copilul. Cea mică a fost dusă de urgență la Policlinico di Messina, unde medicii, după o examinare amănunțită, și-au dat seama că situația nu este gravă și, în ciuda roșeaței, au considerat că pot să externeze copilul. Episodul a declanșat, bineînțeles, o căutare imediată a persoanei responsabile. Se pare că un băiețel, instruit să găsească o sticlă de către preotul paroh foarte în vârstă, a găsit una în baia bisericii, dar cu doar câțiva centimetri de lichid limpede în ea. Crezând că este apă, băiețelul s-a apucat să o umple fără să o golească mai întâi pentru a o duce la cristelniță. Din fericire, nu au existat consecințe pentru copil, așa că părinții au decis să nu depună plângere. Veretele de la Hollywood au milioane de euro în conturi și își pot permite orice răsfăț, însă problemele de sănătate nu țin cont de statutul social sau contul din bancă. Există staruri care se luptă cu boli nemiloase și pentru care celebra zicală "banii nu aduc fericirea" este valabilă. Printre acestea se numără și Selena Gomez, Bruce Willis și Celine Dion. Superstarurile de la Hollywood duc o viață ca în filme și pare că nu le lipsește nimic pentru a fi fericiți. Acest principiu nu se aplică însă atunci când vine vorba de sănătate și deși au conturile pline, banii nu pot cumpăra tot. Artiști sau actori cunoscuți în întreaga lume suferă de boli incurabile. La un an după ce Bruce Willis a anunțat că renunță la actorie din cauza unui diagnostic de afazie, familia superstarului a anunțat că a fost diagnosticat cu demență frontotemporală. Boala reprezintă un grup de tulburări care duce la deteriorarea lobilor frontali și temporali ai creierului. În urmă cu doar o zi, Bruce Willis a împlinit vârsta de 68 de ani. Chiar dacă s-a îmbolnăvit, iar starea lui de sănătate este tot mai gravă pe zi ce trece, familia și cei apropiați l-au sărbătorit în mare stil și nu au ezitat să posteze și fotografii cu acesta. La petrecere au fost prezente soția lui Bruce Willis, Emma, și fiicele, fosta soție Demi Moore, împreună cu alți câțiva invitați. Obviously, as you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsey-Hunt syndrome. Soțul lui Hailey Bieber a fost nevoit să își amâne turneul mondial de mai multe ori și a declarat pe paginile de socializare că dorește să facă din sănătatea sa o prioritate. Starul canadian urma să susțină concerte în Statele Unite, Australia și Europa. Da, vești neplăcute din lumea starurilor, dar posibil să ne mai îndulcească puțin Romina cu informații despre vreme, așa că o așteptăm cu mare drag. Bună dimineața din nou! Bună dimineața din nou, Georgia! Soarele apare prin partea Moldovei de Nord, dar în majoritatea regiunilor o să plouă. La munte va ninge și va fi lapoviță.
se va răci vremea, temperaturile vor scădea treptat în toată țara, în special în zona de sud și sud-est a teritoriului. Vor fi norări și ploi de scurtă durată prin partea de nord, centru, sud și în partea de sud-est. După amiază va ploua pe arii restrânse și în restul teritoriului, dar mai ales în zonele de deal și munte, la altitudini mari, în special în Carpații meridionali, trecători vor fi nisori și Lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor situa în general între 10 grade, se vor atinge prin estul Transilvaniei și pe litoral, vor urca până la 17 grade prin partea de sud-vest a teritoriului. Izolați va forma și ceață, iar în București vremea se va răci, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab, apoi norările vor fi temporare, vântul va sufla slab și moderat, maxima va urca până la 12 grade Celsius, mâine vremea se va încălzi, astfel maxima va urca până la 17-18 grade Celsius, cerul va fi variabil cu norări temporare în prima parte a zilei, vântul va sufla slab până la moderat, iar poi mâine vremea va deveni deosebită de caldă, cerul se menține variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat, maxima va urca până la 19 grade Celsius. La munte mai vin câteva ploi slabe, dar se arată și soarele printre nori. În Carpații meridionali, la altitudini mari, vor fi precipitații trecătoare sub formă de lapoviță. Valorile termice vor fi cuprinse între 7 grade, se vor atinge prin Predeal, Sinaia și Ciahlău, și în Semenic vor urca până la 10 grade Celsius, iar în Păltiniș se vor înregistra 12 grade Celsius, ceea ce înseamnă că va fi o atmosferă mult mai plăcută și se arată și soarele puțin. Așadar, acestea sunt informațiile despre vreme. Eu vă doresc să aveți o zi însorită, indiferent de cum este vremea. Mulțumim tare mult, Romina. Într-adevăr, starea de bine pleacă din interior și s-ar putea ca, dacă suntem diligenți în perioada copilăriei, să nu avem mari probleme cu dantura mai târziu. Vorbim despre îngrijirea dinților la bebeluș și la copilul mic, alături de medicul stomatolog Sorina Stroie. Bună dimineața și bine ai revenit! Bună dimineața și bine te-am găsit! Să știi că noi am anticipat puțin subiectul tău și am vorbit despre îngrijirea danturii la căței începând cu puișorii. Nu există comparații, dar am deprins această idee că dacă începi mai devreme sau cât mai devreme, cel mai devreme, lucrurile stau destul de bine pe parcursul întregii vieții. Așa este. Un start bun este condiția esențială ca să avem și un parcurs potrivit. Deci, da, este foarte important să spălăm copilul pe dinți încă din, sau pe lipsa dinților încă din era de bebeluș, ceea ce înseamnă că putem să curățăm și gingiile. Cum le curățăm? Cu o compresă, cel mai simplu, sau există acele degetare. Uh-huh. Există o pastă de dinți pentru bebeluș care vine chiar la pachet. Tubul de pastă împreună cu degetare. E important atât ca și igienă, ca să îndepărtăm bacteriile, cât și ca și obicei, să învățăm bebelușul că este normal să accepte, să tolereze ca un deget sau un obiect să ajungă la el în guriță și să asocieze cu un gest normal. Câți părinți știu acest aspect când vine vorba de îngrijirea gingiilor bebelușului, de dințișori? Ne mai preocupăm, dar uite asta cu gingiile, că se pot și ele curăța până apar primii dințișori, nu știam. Puțin, foarte puțin. De altfel, foarte puțin părinți se adresează medicului în afara apariției unei probleme cu copilul. Este foarte important să aducem copilul în momentul în care apare primul dinte, iarăși pentru a asocia, așa cum asociază periajul și gestul de a fi igienizat cu o normalitate, și vizita la stomatolog să devină ceva natural. Dacă un copil este adus pentru prima oară la cabinetul stomatologic când are o problemă, când deja are o durere, când are o carie, sigur că pentru el va fi un eveniment extraordinar de neplăcut și pe care îl va asocia cu o amintire tristă. Dacă se transformă într-o normalitate, știe că vine de două ori pe an pentru un consult, facem niște mici joculețe, tocmai de aceea cabinetele care se adresează copiilor stomatologice au un decor specializat cu tot felul de desene și jucării și personalul este mult mai obișnuit să aibă de-a face cu copii. Pentru copil va fi practic un lucru normal, firesc și plăcut. De ce nu? După apariția primilor dințișori, cum gestionăm situația? În primul rând, îi spălăm. Uh-huh. În primii ani, e important ca părintele să supravegheze igiena copilului, îl încurajăm și îl învățăm să se spele și el pe dinți, însă e important să supraveghem. De ce? Pentru că, de multe ori, poate copiii nor să facă o treabă foarte bună. Și apropo de supraveghere, pe lângă ceea ce vede părintele cu ochiul liber, ceea ce poate să fie sau mai mult sau mai puțin lăsat să vadă sau să înțeleagă mai mult sau mai puțin din ceea ce vede, eu recomand cu mare drag, să zic așa, revelatorii de placă, uh-huh, care vin sub formă de pastiluțe
pe care copilul practic o consumă și după aceea, pe zonele unde există placă bacteriană în cantități mai mari, rămân niște colorații. Deja la copilul mai mare apare și componenta socială, să zic așa, sigur nu-i va conveni să aibă dinții colorați și atunci este motivat să se curețe și cu ocazia asta învață și unde e cazul să insiste. E important ca în acest proces, dacă părintele nu are toate temele făcute, să încerce să învețe și el cum să se spele corect pe dinți, pe modelul copilul prea de la părinte? Sigur că da. Suntem primul exemplu pentru copiii noștri și atunci orice facem noi sau orice nu facem, ne putem aștepta să vedem reprodus și în comportamentul copilului. Așa că da, nu este niciodată târziu să învățăm să ne spălăm corect pe dinți. Fără nicio rușine, eu recunosc că am învățat să mă spăl corect pe dinți în facultate. Și eu la fel. Și sunt medic. Dar, repet, este mai bine mai târziu decât niciodată. Învățăm și noi odată cu copilul și mergem la medicul dentist atât ca să transformăm într-o normalitate acest ritual, acest obicei pentru copil, cât și ca să înțelegem când e cazul să vizităm și cum abordăm partea stomatologică a vieții de copil. Dincolo de pasta de dinți și de periuță, ce alte elemente mai putem să includem în igiena orală a copilului? Putem să includem apa de gură sau e mult prea devreme? Depinde de vârstă. La copilul aflat la pubertate, da, mai devreme nu e neapărat necesar. În general, pastele de dinți, probabil ai văzut și tu, sunt făcute pe categorii de vârstă și asigură aportul și ingredientele necesare fiecărei vârste. Putem să mai folosim produse pe bază de flori, însă, în general, e bine să facem asta la recomandarea medicului, mai ales dacă există demineralizări. Sunt tot felul de paste, spume, geluri cu gusturi cât se poate de plăcute, de fructe, după ceea ce îi place copilului, care se pot adăuga la dieta lui zilnică, să zic așa. Dușul bucal poate fi folosit și de copii? Da, însă poate fi folosit la intensitate mică, să nu traumatizăm țesuturile moi. Mai ales în etapa în care dinții încep să se rărească și ăsta e un aspect pe care aș vrea să-l subliniez. În jurul vârstei de 5-6 ani, atunci când practic oasele, maxilarele copilului încep să se pregătească pentru apariția dentiției definitive, deci practic ele cresc în volum și dinții, să zic așa, impropriu spus, rămân mici, este normal să apară o spațiere, deci să ne trezim niciodată că se îndepărtează între ei dinții copilului. Dacă nu observăm că se întâmplă acest lucru în jurul vârstei de 5-6 ani, maxim 7 ani, este un semnal că ar trebui să ne prezentăm la medicul dentist. Pentru că, de cele mai multe ori, problemele ortodontice, adică popular spus dinții strâmbi, apar din cauza acestor incongruențe. Am niște, să zicem, oase mai mari, moștenite de la tată, cu niște dinți mai mici, moșteniți de la mamă. Și atunci am spațieri. Sau varianta inversă, am niște oase mici, pe care primesc niște dinți mari, dolofani, și atunci ei n-au loc și de aceea ies strâmbi. E mult mai ușor să tratăm aceste cazuri în varianta de pacient-copil decât la pacientul adult. E o informație foarte interesantă și cred că ar salva foarte multe traumele copiilor dacă s-ar interveni la timp cu sfaturi și cu un proiect așa de lungă durată când vine vorba de îndreptarea dinților. Mai există lucruri de care să ținem cont în momentul în care sunt dinții în schimbare? Periajul ar trebui să fie ceva mai finuț executat? Nu neapărat, spălăm așa cum trebuie dinții, însă un alt aspect, o eroare frecventă la noi, pe care aș vrea să-l semnalez, este faptul că de cele mai multe ori molarul de 6 ani, care este prima măsea definitivă care apare în gura copilului, este confundat cu un dinte de lapte. De ce? Pentru că el nu vine să înlocuiască vreun dinte, ci vine să se poziționeze în spatele tuturor dinților de lapte și fiind și în spate, poate copilul nefiind foarte receptiv la deschide gura cum trebuie și a arăta părintelui, pur și simplu nu este constatat și atunci de aceea este primul dinte care se și pierde de obicei prin apariția cariei la o vârstă timpurie. Deci tot așa, în jurul vârstei de 6 ani ne uităm, 1. Dacă dinții din față, incisivii centrali inferiori, care sunt primii dinți care se schimbă, încep să aibă mobilitate și în general în spatele lor, dacă nu există loc și nu s-a pierdut dintele de lapte, apare dintele definitiv și ne uităm și în spate să vedem dacă a apărut molarul de 6 ani. De asemenea, e indicat și e mai bine să prevenim decât să ajungem să tratăm, odată ce molarii de 6 ani și-au finalizat erupția, să ne adresăm medicului stomatolog pentru sigilări, mai ales dacă copilul nu cooperează foarte mult în partea de igienă. Aceste sigileri, mai spun asta așa în trecut, sunt practic un fel de securizare a șanțurilor dintelui. Acolo apar cel mai frecvent cariile și atunci dacă aplicăm un material ca un lac de protecție, scade foarte mult șansa de apariție a cariei. Îți mulțumesc tare mult, Sorina, pentru informații și te aștept cu drag să revii și să mai povestim. Mulțumesc și eu!
Haideți să aflăm câteva informații și din lumea astrelor. N-am apucat să-mi ascult ascendentul, așa că vă invit să reluăm informațiile pe care ni le aduce Olivia. De data asta, cine știe, poate ceva mai atenți. Bună dimineața! Berbecii sunt în continuare sub influența lunii noi de ieri, așa că astăzi se bucură de multă energie. Vor să înceapă ceva, să se miște din loc, orice, numai să aibă activitate. Taurii simt nevoia să fie mai retrași, să lucreze la ceva inedit. Vor ieși în față cu ceva nou, total reinventați, dar la momentul potrivit. Geminii fac eforturi să se liniștească, dar se detașează cu greu de evenimentele din ultimele 6 luni și de consecințele produse de acestea, care sunt mult mai intense decât și-au imaginat ei. Racii sunt chemați să rezolve niște situații de urgență la muncă, situații pe care doar ei le pot rezolva. Totuși, este bine să fie atenți la burnout care îi pândește. Leii au planuri mari, vor să-și depășească limitele personale, dar și granițele fizice ale spațiului în care activează. Nu este exclus să înceapă colaborări în străinătate, departe de casă. Fecioarele au parte de daruri și surprize care vin către ele, deși ele nu fac nimic în acest sens. Se anunță și oportunități de investiții promițătoare pentru viitor. Balanțele se bucură și ele de oportunități, dar din prisma parteneriatelor și relațiilor de bun augur pe care le au. De asemenea, este foarte posibil ca statutul lor social să se modifice în această perioadă. Scorpionii primesc mai mult de lucru. De fapt, la ei vin oportunități profesionale pe care le așteaptă de multă vreme. De data aceasta vin toate odată și îi solicită la maxim pe nativi care nu mai pot face altceva. Săgetătorii sunt romantici și creativi. Visează cu ochii deschiși și învață să facă diferența între idealuri și realitate. Idealurile servesc ca inspirație în timp ce realitatea o trăiesc. Capricornii găsesc în sfârșit acea locuință care le satisface nevoile și se grăbesc să semneze hârtiile necesare. Vor dreptul de proprietar cât mai repede, tocmai pentru a se muta cu prima ocazie. Vărsătorii simt nevoia să clarifice chestiuni ce țin de relația cu frații, verișorii sau vecinii. Dacă până acum au fost subiecte rămase nediscutate, vor acum să recupereze și să regleze ce poate fi reglat. Peștii sunt norocoșii zodiacului. Ziua de azi le aduce bani. Acei bani pentru care au muncit până acum din greu și pe care îi primesc ca o recunoaștere a eforturilor depuse de nativi. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Astrolog Mihaela Totir. Interesant, la RAC Olivia mi-a spus de burnout și pentru ascendent, pentru Capricorn, mi-a spus de o nouă locuință, dar nu mi-a zis nimic de măritiș. Eu cred că Valentin se ocupă de acest domeniu în această dimineață. Georgia, draga mea, te rog, hai cu mine la un super eveniment în weekendul acesta. Nu, Doamne ferește, să nu se înțeleagă greșit, nu să ne facem noi doi planuri, dar tu ai mers, tu ai mai cântat. Tu ai mai cântat la anunț, la eveniment. Eu n-am mai fost la o nuntă de foarte mult timp și mă plâng constant că nu am o nuntă la care să merg. Aș vrea să intru și eu puțin în acea atmosferă de acolo și de ce nu putem ajunge în acest weekend la Mariaj Fest, da? Și alături de noi această dimineață, Cristina Horotan, organizator. Bună dimineața, Cristina! Bună dimineața! Chiar îmi doresc foarte mult, repet, să intru și eu în acea atmosferă. Spune-mi, te rog, ce aș putea găsi acolo la voi? Nici măcar nu te gândești cât de multe lucruri poți să găsești, pentru că această ediție, îi spunem noi ultima din an, este pentru servicii, pentru mirii care încă mai au de găsit ceva pentru evenimentul lor din 2023. Spun ultima pentru că la noi prima ediție este ediția de toamnă, când mirii vin, adică vizitatorii vin să-și facă temele, să vadă despre ce este vorba, putem să-i spunem chiar că este un preambul, adică e momentul în care își dau seama cu ce înseamnă o nuntă.
pentru că sunt foarte, foarte multe lucruri de planificat. Apoi avem a doua ediție, și anume ediția din toamnă, cea mai bună ediție, pentru că mirii deja și-au făcut temele cu ediția precedentă și acum vor și sunt hotărâți să își ia serviciile mult dorite. Dar cei care vin în toamnă își planifică nunta pentru 2024 deja. Exact. Acum, la evenimentul acest weekend, e ultima strigare pentru cei care se căsătoresc anul acesta. Pentru cei care se căsătoresc anul acesta, pentru servicii și, bineînțeles, vor fi vizitatori pentru că vin din absolut toată țara. Vorbim de Iași, Cluj, Republica Moldova, deci efectiv este cel mai mare târ din țară, târ de nunți, prin urmare vin din toată țara. Și asta era de completat, într-adevăr, că vor veni și vizitatori care își doresc nunta anul viitor. Am înțeles că la voi se pot obține și reduceri destul de mari și da, inele. Putem să vedem și prezentări de modă acolo. Apropo de asta, oferim un inel cu diamant și platină în valoare de 5.000 de euro. Surpriza este că începând cu prima zi, adică vineri, se va face o tombolă, iar în ultima zi, duminică, la ora 4, se va face extragerea și vom vedea cine este câștigătoarea, de fapt, unui inel cu diamant în valoare de 5.000 de euro. Deci și băieții care n-au avut curaj încă să o ceară, ar putea așa să-i zică, mă duc până la pâine, mă duc până la supermarket și să treacă puțin pe la voi să pun acolo un bilețel la tombolă. Da, exact. Avem foarte multe lucruri interactive la târg și, bineînțeles, servicii care se regăsesc la evenimente, la noi, locații. Și anume, vorbim de baruri, de cocktail foarte animate și foarte personalizate. Vorbim de cafea de specialitate care se poartă la evenimente, pentru că oamenii apreciază din ce în ce mai mult o cafea de specialitate. Îmi fac alea de dulciuri foarte mult. Alea sunt... Nu mai spun de candy bar. Eu le știu, la nunți când... Că de-aia zic că mi-e dor de nunți, am mai fost de mult la o nuntă pentru dulciurile și leșe. O să fii foarte surprins, pentru că sunt foarte multe servicii, foarte multe servicii. Sunt foarte tari și acele cabine foto în care intră toți, da, și le punem ochelari cu mustață. Da, se numesc propsuri. Și foarte ultima variantă acum de cabină foto se numește cel de 360 de grade. Practic, te rotești și poți să și dansezi în timpul acesta și sunt practic niște gifuri. Am văzut că aveți și două nume mari din industria modei care vă semnează, da, evenimentul, Cătălin Botezatu și Adina Buzatu. Exact. Dar sunt și mulți alți furnizori consacrați care mirezele de-abia așteaptă să-i viziteze. Cu siguranță, cred că este și un loc în care miresele vor obține prețuri mai bune la rochii de mireasă, poate direct în contact cu producătorii care vin și spun standul acolo. Bineînțeles, pentru că mai mult de atât avem și Black Friday pentru rochile de mireasă, pentru mirese care nu doresc sau nu au posibilitatea să investească atât de mult în rochia de mireasă. Dar, bineînțeles, fiecare expozant oferă oferte speciale la acest târg. La aceste standuri în care prezentați bărulețele de cafea, de dulciuri, se poate și degusta în acest weekend? Bineînțeles și vă așteptăm cu mare drag, pentru că chiar cu ocazia asta am un anunț de dat, faptul că pot folosi ca parolă Metropola TV și vor avea intrare gratuită pentru cei ce se uită la noi în momentul ăsta. Deci vă așteptăm cu mare, mare drag. S-a făcut strigarea. Îți mulțumim foarte mult că ai fost în dimineața asta cu mare de noi, drag. Că ne-ai oferit toate aceste informații. Cu mare drag. Această intrare gratuită pentru noi și telespectatorii noștri. Deci vă așteptăm. Îți mulțumim din suflet, Georgia. Te-am convins, spune, mergem? M-au convins și colegii noștri care mi-au opus acest playlist de nuntă spectaculos, dar aș vrea să ne mai convingem și de următorul lucru. Merită sau nu să facem o nuntă în străinătate? Iată, oferim o sursă de inspirație pentru că vă prezentăm cele mai frumoase biserici din lume. Site-ul Luxury Columnist a prezentat un top al celor mai frumoase biserici din întreaga lume care merită să fie vizitate. Clasamentul, unul subiectiv, firește, ne face totuși o invitație la o călătorie spirituală la cele mai vestite lăcașuri de cult din lume. Bazilica Sfântul Petru din Cetatea Vaticanului este o biserică construită în stil renascentist și este o enclavă papală în centrul Romei. Este cea mai mare biserică din lume. Bazilica Sfântul Petru se întinde pe aproximativ 22
22.300 de metri pătrați. Această biserică romano-catolică a fost comandată de Papa Iulius al II-lea pentru a fi cea mai grandioasă construcție din creștinătate. Catedrala a fost construită între 1506 și 1626 la proiect luând parte figurile artistice remarcabile ale Renașterii, Michelangelo, Bramante și Bernini. Tradiția catolică susține că Bazilica este locul de înmormântare a Sfântului Petru, unul dintre apostolii lui Isus și de asemenea primul episcop al Romei. La Sagrada Familia din Barcelona, Spania, este una dintre cele mai renumite biserici din lume. Construcția Sagrada Familia a început în 1882 sub arhitectul Francisco de Paula del Villar. În 1883, când Villar a demisionat, celebrul arhitect Antonio Gaudí a preluat lucrările și a transformat construcția în stilul său arhitectonic, combinând formele gotice cu stilul Art Nouveau. Gaudí și-a dedicat restul vieții proiectului și este înmormântat în cripta bisericii. La momentul morții sale, în 1926, mai puțin de un sfert din proiect era finalizat. Se preconizează ca lucrările să fie definitivate până în 2026, la centenarul trecerii în neființă a lui Gaudí. Catedrala St. Paul este sediul episcopului Londrei. Catedrala Sfântul Paul este cea mai mare și mai faimoasă dintre bisericile londoneze. Situată pe locul unui templu roman, structura a fost construită după ce biserica originală a fost distrusă. Biserica renascentistă se mândrește cu dimensiuni impresionante, 365 de metri înălțime, 227 de metri lățime peste transepte, 515 metri lungime, cu două turnuri înalte de 212 metri și o cupolă de 365 de metri. Construcția actualei catedrale a început în anul 1675 de către arhitectul Christopher Wren. Designul ales de Sir Christopher a fost cel al unei biserici ce combină stilul baroc cu cel clasicist, având o cupolă și două turnuri. Pe data de 2 decembrie 1697 a avut loc ceremonia de sfințire a catedralei, aceasta fiind finalizată totuși în anul 1710. Catedrala Notre-Dame de Paris este o biserică catolică medievală situată pe Île de la Cité. Construcția a început în anul 1163 și a durat până în 1345, fundația fiind ridicată pe ruinele a două bazilici mai vechi. Catedrala este vizitată de circa 13 milioane de persoane anual, ceea ce înseamnă o medie zilnică de 30.000 de oameni. În zilele cu afluență ridicată, de sărbători sau evenimente importante, se poate ajunge chiar și la 50.000 de vizitatori. Acest sit al patrimoniului mondial UNESCO este închis temporar pentru că, din păcate, Notre-Dame a fost parțial distrusă de un incendiu în aprilie 2019. Lucrările de restaurare sunt în curs de desfășurare. Catedrala Sfântul Vasile este o clădire emblematică în Moscova, capitala rusă, fiind construită între anii 1555-1561 la ordinele lui Ivan cel Groaznic. Catedrala a fost asemănată cu o flacără ce se îndreaptă spre cer, un design unic ce nu are analogii în arhitectura rusă. Turlele catedralei aduc prin culoare și formă mai devreme cu un edificiu din Disneyland decât cu principalul lăcaș de cult al Moscovei. Dacă exteriorul este unul spectaculos, interiorul este unul ciudat, cu 9 capele, fiecare dedicată unui sfânt. E da. Miercuri, știți da. Ce se întâmplă miercuri și pe final de emisie. Final, da. Dar nu știți cine este alături de noi în această dimineață. Alături de noi, alături de Mihai Nae, este Rufus, 11 luni. Așa ni s-a prezentat. Bună dimineața, Mihai. Bună dimineața, bună dimineața. Bună dimineața, Rufus. Da, l-avem pe Rufus alături de noi. Boston Terrier, ai spus, nu? Un Boston Terrier, da. Interesant, n-am auzit până acum de această rasă. O rasă destul de rară la noi. Vă spun așa, ca idee, că a fost o rasă practic folosită la luptele de câini, dacă puteți imagina. Wow, puteți așa mic? Imagina pe Rufus. Micul și rău. Da, foarte des confundat cu buldogul francez, dar nu este la fel. Cred că este un pic mai înalt și va deveni Rufus și Rufus o să se schimbe puțin, o să mai pună puțin muș pe el, dar este un câine care poate alerga
mai mult, nu are probleme de respirație asta atât de mare. Are votul mai lung decât nu are probleme de respirație, dar seamănă foarte mult. Adică dacă n-ai fi cunoscător de câini, ca să spun așa, l-ai confunda cu ușurință, eu știu, zic eu, cu un bulldog francez mai slăbuț așa. Foarte des este întrebat stăpânul, de ce îl țineți așa de slab? De fapt, el nu este slab, el arată foarte bine pentru rasa lui, doar că este un câine mai atletic, așa? E adevărat, mic. Are energie, are capacitatea de a alerga în continuu, nu se sufocă, nu are probleme absolut deloc cu partea asta. De cât timp vă vedeți voi doi? Avem 11 luni. O lună și un pic avem. De o lună și un pic face așteptarea asta spectaculoasă? Da, de o lună și un pic ne demonstrează că, întotdeauna am spus, un câine dresat va avea capacitatea să stea pe loc. Da? Adică să rămână pe loc, în așteptare, fără să trebuiască să-i repezi de 1000 de ori asta, fără să... Nu va uita, va rămâne în așteaptă. Da? Și asta e important. El se plictisește foarte. Acum, spre exemplu, a început să vorbească cu noi, să ne spună, dar ce mă țineți aici în așteptare? Cu luminile astea ale voastre, da, și cu tot. Dar nu este nici lipit de podea și nici legat. Da, iubirea lui tata, da. Ia să vedeți. Tot ce pot să spun despre această rasă este că nu văd absolut deloc... Bravo, știu că prior violență, nu văd deloc violență la el și în ani de zile, în lucru cu Boston Terrierul, am văzut că este și un câine șez, culcat, care acceptă foarte mult câinii, deși, așa cum am spus la așteaptă acolo, la început, a fost la bază un câine folosit în luptele de câini. Te întreabă dacă acolo. Mai ai? Hai acolo, pitic, hai. Vin aici, gata. Da, deci un cățel pe care îl poți lua și pentru copii. Uh-huh. Dacă vrei altceva decât găsești în mod normal, gen pechinez, shih tzu, Yorkshire și așa mai departe. Îți consumă energia mult. Și vrei o căprioară de genul ăsta care să-ți pășească în stilul ăsta, atunci poți să ții un Boston Terrier dacă ai de unde. E foarte important pedigriu. Nu este o rasă extraordinar de populară și de răspândită, la noi cel puțin, dar este un câine de nota 10, care pe mine mă calmează cel puțin. Adică, văzut că ești foarte relaxat sunt, cu Rufus. Știi, auzi Rufus, așa te aștepți la o bestie și când îl vezi, ți-e mai mare când intră dragul. Pe ușă, da, este așteaptă acolo. Știu că tu ai mai aflat informații interesante și că meseria pe care o practici te provoacă să ai o dezvoltare continuă, să înveți lucruri noi și să demarezi proiecte noi. Da, am pus bazele unui proiect foarte mișto, în care nu o să fie de lungă durată. Or să fie niște dogcast-uri și deja am filmat câteva și o să le găsiți pe canalul meu de YouTube. Am aflat că o banană poate să omoare un câine, da? Am aflat de ce și cam în ce situații ciocolata este foarte nocivă. Am vorbit despre rinichii câinelui, despre dializă. Am vorbit despre displazia de șold, pentru că deja este mega controversată discuția și variantele sunt multe, dar am încercat să vorbesc cu specialiști, real specialiști, adică oameni care au cercetat acel domeniu în mod special. Și am vorbit și despre cum poate un câine să facă infart. Da. Am aflat foarte multe. Am aflat cum poți să controlezi inima unui câine, cum poți să o ții sub control vizibil vorbind. Sunt foarte multe de spus, dar poți avea grijă de un câine încât să ții cont de toate viața astea, da. Și să fie una calitativă. Mi se pare foarte interesant ceea ce faci. Și uite, pentru că ai adus vorba despre posibile boli pe care le au cățelușii noștri, Rufus are vreo predispoziție anume? Îl văd că e viu, e ei sunt câini sănătoși, dar
cred că tot așa, pielicica trebuie îngrijită, trebuie să ai grijă ce îi dai să mănânce, mm-hmm, pentru că altfel se strică la stomac. Nu știu că e un câine foarte pretențios, cred că nu este un câine, Ia să vedem, stăpânul ne pretențios. Poate confirmă, nu este un câine. Deci nu este un câine atât de pretențios, dar totuși trebuie să ai ceva grijă de el. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mă ajută să fac acest docast, mm-hmm, inclusiv profesorului Elefterescu. Și vă așteptăm și împreună, de ce nu și la noi? Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Sunt foarte entuziasmat pentru că mi-am dat seama că, deși am făcut 20 de ani de când lucrez cu câini, la mulți ani, bătrân, și felicitări. Anul trecut i-am făcut, să rămână, mulțumesc. Erau foarte multe pe care nu le știam și mi-am dat seama câte greșeli am putut să fac. Și foarte mulți oameni proprietari de câini care am chiar azi dimineață vorbeam cu cineva care spunea că îi dă în fiecare zi aproape un morcov și o banană. Și când am auzit și o banană, banana am nebunit. Banana a fost factorul declanșator. Da. Deci, nu știm ce facem, ce facem rău, pentru că n-avem de unde. Am vorbit foarte mult despre prevenție. Uite, mai zicem și noi o chestie interesantă. Astăzi am aflat, când vorbeam despre periajul dinților la căței, faptul că xilitolul este toxic pentru ei și ar trebui să evităm să îi periem vreodată cu pasta noastră de dinți, bineînțeles să luăm ceva adaptat. Mi s-a părut interesant că, de fapt, când vorbim de alimentație și despre căței, ei nu sunt ca noi. Da, am vorbit și cu un stomatolog și l-am întrebat și cum pot să-l determin pe cățel, cum aș putea să-l fac eu porumbul să stea cu dinții, așa să pot să-l periez, și mi-a explicat cum și în ce fel. Știați că există apă de gură? Da, am aflat astăzi, dar altfel nu știam. Există apă de gură, dar știți cum pui în apa lui și are diferite arome, foarte mișto. Trebuie să-ți mai zicem noi una, știi că poți să pui aparat dentar la câini? E, asta știu, că nu știu. Tu știi că se pot face implanturi? Azi am aflat și asta. Am avut mare noroc cu faptul că am avut subiectul chiar astăzi. Da, vreau să spun că eu am câine pe care am lucrat și i-am făcut implant acum 5 ani de zile. Wow, în Germania. Deci chiar ai asistat la genul ăsta de procedură. Și este de fapt un câine care, dacă îți zâmbește sau te uiți la dinții lui, așa arată gen Robocop, așa e. O să-ți arăt poze, o să vă arăt poze. Da. Da, serios. E un fricoșător așa, dacă te uiți, e mare, e un malinois, dar este o soluție pentru ca el să funcționeze corect mai departe. E foarte important să aflăm aceste informații și îți mulțumim că le-ai adus și la noi astăzi. Te așteptăm, mulțumesc, să revii și să elaborăm lucrurile. Da, tu ești. Îți mulțumim că l-ai adus pe Rufus astăzi să ne încălzească sufletele. Da, Boston Terrier. E ceva mai frig afară. Îi mulțumim și lui Rufus, da, și lui Rufus, a fost alături de noi foarte cuminte. Și vă așteptăm să reveniți și împreună, dar pe tine, Mihai, garantat, te așteptăm să revii. Mulțumesc. Mulțumim. Dragilor, ne luăm la revedere de la voi. Așa se încheie matinalul nostru de astăzi, la jumătatea săptămânii, cu zâmbet, chiar dacă vremea nu ține cu noi. Cu gândul la weekend, mulțumim, mm-hmm, Man With Style pentru ținuta de astăzi. Și bluzat moda urbană. Și cu voi ne revedem mâine dimineață de la 10, așa că fiți alături de noi în continuare. Pupici!